Dacă n este numărul de elemente al mulțimii, deci mulțimea e mare, este mulțimea maticilor de forma x, y, y, x, pentru care avem a pătrat egal cu 4a minus 3i2. I-am trecut în partea elată, da? Câte elemente are? Atenție acum, din teorema Hamilton-Kelly știți că a pătrat este tras de a ori a minus determinantul lui a ori matricea unitate, unde tras de a ce înseamnă? Suma elementelor de pe diagonala principală, a pătrat egal cu 2x ori a, iar determinantul e determinantul, x pătrat minus y pătrat ori i. Prin urmare, iată, comparând astea două, ce am obținut? Că 2x egal cu 4 și x pătrat minus y pătrat de aici egal cu 3. Și hai să le aflăm. Pe x egal cu 2, da? Îl înlocuim, obținem 4 minus y pătrat egal cu 3, y pătrat egal cu 1, y este plus minus 1. Deci ce matrice obținem? A egal cu 2, 2 pe diagonală 1, 1 și A egal cu 2, 2, minus 1, minus 1. Câte matrice? Două matrice. Aici însă, atenție, prin această metodă, când am identificat coeficientul A cu coeficientul A, coeficientul I cu coeficientul I, am presupus că A este diferit de I, deci sunt matrice independente. Dacă însă A este ceva ori I, atunci nu mai poți să le identifici că A se combină cu I. Deci dacă A este ceva ori I, ce înseamnă? X egal cu 0, da? Y este egal cu 0, da? Și atunci A mare este matricea X 0, 0, X, da? Cât face? Și aici o înlocuiesc, da? Ca să văd dacă este. Ce înseamnă A pătrat? Fiind matrice diagonală, matricele diagonale se operează direct pe diagonală, nu mai am altceva, da? Și am A pătrat egal cu 4A, adică cu 4x 0, 0, 4x, minus de 3 ori matricea unitate. Adică observați că obținem x pătrat egal cu 4x minus 3. Deci ce îmi dă? X pătrat minus 4x plus 3 egal cu 0, cât sunt x și ăștia? 4 plus sau minus radical din 16 minus 12 radical din 4 e 2 pe 2. 6 pe 2, 3, 2 pe 2, 1. Prin urmare, mai am și matricea A mare, atenție, egală cu 3, 0, 0, 3, da? Și matricea A mare cu 1, 1, 0, 0, 1, da? Prin urmare, câte matrice am eu aici? Deci 4 matrice, adică răspunsul corect este C.